Am fost mai da. Părinților școlii noastre, domnul primar Miluc Grigoraș, domnul viceprimar Costel Asarte, consilier local domnul Marius Ioan Ciobanu, consilier local domnul Petru Găinariu, preacucernicii părinți, preot Bliba Ioan, preot profesor doctor Florin Suscanu, bine ați venit la noi, preot Vasilică Iremia din parohia Bozienii de Sus, bine ați venit, preot Daniel Lingă din parohia din Ruginoasa. De la postul de poliție Dulcești este reprezentat de domnul inspector Moșneguțul Bogdan, domnul Bontaș Lucian de la postul de poliție Ruginoasa, doamna Daniela Moisă, președinta Comitetului de Părinți. Vă mulțumesc și bine ați venit! Stimați invitați, dragi elevi și părinți, onorați dascări! Bun sosit, drăguță toamnă! Bun sosit la noi! Ca în fiecare an, bogata toamnă revarsă peste toată lumea belșugul roadelor bogate. Toamna înseamnă însă și debutul unui nou an școlar. Cred că l-așteptați cu toții, cu emoție și încredere. Vă mărturisesc că, deși sunt de câțiva ani buni de când lucrez în învățământ, emoțiile mele sunt la fel de mari. Și ele sunt dublate sau înzecite de ceea ce se întâmplă astăzi în comuna Ruginoasa. Începem școala într-un spațiu nou, modern și eficient. De câteva zile aud din partea celor care ne-au vizitat următoarele cuvinte. Nu există școală ca dumneavoastră în tot județul Neamț. Ceea ce s-a realizat aici este cu adevărat remarcabil și asta veți vedea fiecare dintre dumneavoastră. Este o mare realizare a comunității noastre, a locuitorilor comunei Ruginoasa. Ceea ce vreau să vă spun este că această școală este în primul rând a copiilor care învață în ea. Nu este nici a mea, nici a primarului, nici a profesorilor, ci este școala copiilor noștri. O școală pe care ei o merită, o școală nouă primită de copii pentru rezultatele deosebite obținute de-a lungul anilor și, bineînțeles, și în anul școlar precedent. Prezența la cursuri, abandonul școlar zero, rezultate la învățătură, rezultatele la olimpiade și concursurile școlare, rezultatele la evaluările naționale, rezultatele elevilor care au absolvit clasa 8-a și care astăzi își continuă studiile în liceele din județul Neamț. Nu suntem mulți, fiind clasificați ca o școală mică, dar prin rezultatele noastre suntem mari, suntem sus. Vă mulțumesc vouă, dragi elevi, dumneavoastră, stimați părinți, administrației publice locale, domnului primar Miluc Grigoraș, domnului viceprimar Costel Asaftei și, bineînțeles, colegilor mei. Pentru toate acestea, primim în dar această școală frumoasă. Să avem grijă de ea, să o păstrăm și să o folosim cum trebuie. Ce noutăți aduce noul an școlar? 1. Începem cursurile astăzi, 9 septembrie 2024, și le încheiem pe 20 iunie 2025. Clasa 8-a va încheia pe data de 13 iunie 2025, cu o săptămână mai devreme. Anul școlar este structurat în 5 module, fragmentate cu 5 vacanțe. Și în acest an școlar
vom desfășura cele două programe naționale, Școala Altfel și Săptămâna Verde. Noutățile majore din acest an școlar sunt noul statut al elevului și a noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Mă scuzați. Împreună cu educatoare, învățători și diriginți, vom dezbate aceste documente atât cu elevii cât și cu părinții. Important este să înțelegem noile prevederi și, bineînțeles, să le respectăm. Ele vor asigura siguranța și confortul elevilor noștri în timpul programului școlar. Fiind la începutul de an școlar, vă reamintesc atât elevilor cât și părinților că prezența la cursuri este obligatorie. În rest, învățați, învățați și iar învățați. Nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi, cadrele didactice, personalul auxiliar și nedidactic, vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie. Un cuvânt special de bun venit îl adresez bobocilor de la clasa pregătitoare. Stimați părinți, vă dorim aproape de noi, cu răbdare și înțelegere, spre binele copiilor noștri. Colegilor le doresc mult succes, răbdare și multă înțelepciune. Cu această ocazie vă voi prezenta încadrarea școlii noastre. La învățământ preșcolar, doamna educatoare Moisă Ana. La învățământ primar, clasa pregătitoare, doamna învățătoare Crenguța Grădinaru. La clasa 1 și clasa 2, clasă simultană, doamna învățătoare Colonescu Adelina Andra. Clasa a 3-a, doamna profesor învățământ primar Bianca Copilu. La clasa 4-a, subsemnata Daniela Rusu. Profesor de matematică, doamna profesoară Alina Ciobanu, care este și diriginte la clasa a 5-a. Profesor limba și literatura română, respectiv limba franceză, doamna profesoară Daniela Tanasă, care este și diriginte la clasa a 8-a. Limba engleză, la învățământ primar și clasa a 5-a, doamna profesoară Oprea Paula. La învățământ gimnazial, la clasele 6, 7 și clasa 8-a, doamna profesoară Irina Anastasă. Istoria, domnul profesor Nicușor Coroi și educație socială. Geografie, doamna profesoară Andreea Alcaziu la clasa 8-a, domnul profesor Cătălin Cituran, clasa 5-a și clasele 6-7. Biologie, doamna profesoară Burghelea Carmen. Educație fizică, domnul profesor Norbert Rotariu, care este și diriginte la clasa 6-a și a 7-a. Educația plastică, doamna profesoară Nadejda Nițulesei. Educație muzicală, doamna profesoară Dana Cârnu. Educație tehnologică, doamna profesoară Leahu Mădălina. Chimie, doamna profesoară Zaharia Silviana la clasa a 8-a și doamna profesoară Mărina Georgiana Rusu, clasa a 7-a. Fizică, doamna profesoară Zaharia Silviana. Educație economică financiară, doamna profesoară Manolache Camelia la clasa 8-a și ticul, domnul profesor Matei Benescu. Fie ca începutul acestui nou an școlar să fie o zi de sărbătoare și de încredere. O zi în care fiecare dintre noi își fixează niște obiective ce vor fi îndeplinite la sfârșitul acestui an. Multe bucurii, satisfacții și multă, multă sănătate. Tuturor vă dorim mult succes în noul an școlar. Domnul primar, dacă doriți, spuneți câteva cuvinte. Spunea doamna director
că toți care au vizitat aici școala spuneau că nu există școală mai bună și mai performantă și mai frumoasă ca cea de la Râșnoasa. Și vă spun și de ce. Pentru că avem cei mai frumoși copii și pentru că avem cei mai buni copii din județ. De asta este cea mai bună școală sau cea mai frumoasă școală, cea de la Râșnoasa. Ca în fiecare an, eu am emoții și ca atare, la momentul ăsta, încerc și mi-am pus câteva cuvinte pe câteva foi de hârtie. Stimați profesori, dragi părinți, iubiți elevi, distinși invitați. Astăzi ne aflăm într-un moment de mare bucurie și realizare pentru întreaga comunitate din Râșnoasa. Este o zi specială pentru că marchează deschiderea noului an școlar și pentru că avem ocazia de a inaugura împreună școala gimnazială Nicolae Apostol, care a fost recent renovată și totodată modernizată. Această investiție este un simbol al angajamentului nostru de a oferi copiilor noștri cele mai bune condiții de educație și dezvoltare. Școala nu este doar o clădire, ci locul unde se formează caractere, unde se cultivă valori și unde se pun bazele viitorului vostru. De aceea este esențial să avem un spațiu modern, sigur și bine echipat, care să răspundă nevoilor generațiilor actuale și celor viitoare. Lucrările ample și de modernizare pe care le-am realizat aici au avut un singur scop: să asigurăm elevilor și cadrelor didactice un mediu de învățare performant, sigur și adaptat cerințelor educaționale a zilelor noastre. Ne-am asigurat că această școală dispune acum de toate facilitățile necesare, de la laboratoare moderne și săli de clase luminoase până la echipamente digitale de ultimă generație. Dragi elevi, aceste condiții sunt pentru voi. Învățați, experimentați, întrebați și creșteți. Voi sunteți viitorul acestei comune și avem toată încrederea că veți profita din plin de aceste oportunități. Dragi profesori, vă mulțumim pentru munca dumneavoastră neobosită și pentru dedicare cu care formați generațiile viitoare. Acum aveți la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a face educație mai eficientă și mai atractivă. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc părinților și pentru răbdare și înțelegere, cât și tuturor celor care au contribuit la acest proiect: Consiliului Local Râșnoasa, consilierilor locali ai Comunei Râșnoasa, cât și tuturor autorităților locale și echipament și echipe de construcții. Fără eforturile și sprijinul dumneavoastră și al vostru, acest moment nu ar fi fost posibil. Închei prin a vă ura tuturor mult succes în nou an școlar și sper că în această școală să devină un loc unde visurile și ambițiile dumneavoastră să prindă aripi. Felicitări și mult succes în nou an școlar. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Mulțumim, domnule. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către
născătoare de Dumnezeu, acum cu o sărdie să alergăm nepăcătoși și smeriți, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului, Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor. Mulțumesc că ați venit în această zi, o zi specială pentru comunitatea noastră, cu dublă semnificație, începutul de an școlar pentru comuna, pentru copiii din comuna Rucinoasa și totodată inaugurarea școlii gimnaziale Nicolae Apostol, care a fost recent modernizată și reabilitată. În acest an, 93 de copii care vor păși pe treptele acestei instituții recent modernizată și reabilitată, cum am mai și spus. Da, este o lucrare, un proiect pe care l-am desfășurat pe o perioadă de 3 ani. Bineînțeles, a durat așa de mult pentru că au fost două investiții pe acest proiect, pe acest imobil, o investiție de reabilitare, consolidare și totodată de extindere și o altă investiție prin Programul Național de Redresare și Reziliență, care a necesitat modernizarea și dotarea acestei școli cu sisteme TIC, IT și bănci și tot ce este necesar pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime și de performanță pentru elevii școlii gimnaziale Nicolae Apostol.